Ideea de bază de la care participanții la dezbatere au plecat a fost aceea că Europa trebuie să-și reafirme din nou influența ca actor global. Statele din Uniunea Europeană au căzut de acord în unanimitate, după îndelungi negocieri, să aibă o uniune bancară și chiar o uniune fiscală comune, precum și o autoritate de supraveghere bancară pentru statele din zona euro. Dar se pare că au pierdut ceva pe drum, ceva esențial. Nu numai încrederea cetățenilor europeni în elitele politice care le decid soarta la Bruxelles, dar și capacitatea de a acționa ca o forță unitar într-o lume multipolară. Laureatul Premiului Nobel pentru Economie și profesor la London School of Economics, Christopher Pissarides, a sugerat că instituțiile de la Bruxelles să evite să mai intre în conflict prin deciziile lor cu autoritățile naționale, în caz contrar existând riscul fragmentărilor și a neîncrederii în politicile europene. Sigur că avem nevoie să restabilim încrederea de bază în moneda euro, dar ceea ce cred că este cel mai important este să restabilim încrederea între toate statele membre ale Uniunii Europene. Dacă nu vom demonstra că există încredere între noi, europenii, nu vom putea influența pe ceilalți din întreaga lume și nici să ne redobândim încrederea în noi înșine ca actor global. Recesiunea din Uniunea Europeană a mai adus cu ea o accentuare a politicilor naționale în detrimentul coordonării statelor membre cu instituțiile europene, precum și atitudini populiste și chiar xenofobe. Criza economică și politicile de austeritate nu au făcut decât să pună într-un cont de umbră solidaritatea europenilor, au mai spus participanții la conferință. Unii dintre ei au reamintit că în interiorul Uniunii Europene, pe timpul recesiunii, au apărut diviziuni riscante, ca cea între nordul bogat și sudul mai puțin dezvoltat, între unele vechi state membre ale Uniunii și unele nou intrate în spațiul comunitar. Întrebat dacă opinia unor state membre precum România, Bulgaria și mai nou Croația contează în luarea deciziilor la nivel european și dacă nu există tendința de a le considera state de mâna a doua, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat. A lot of decisions we took for the eurozone, for combating the crisis of the eurozone. Multe decizii pe care le-am luat pentru zona euro pentru a evita criza au fost luate împreună cu toate statele membre, nu doar noile state membre, ci toate cele 27 și de anul acesta 28. Când a trebuit să ajungem la o înțelegere privind Uniunea Bancară, ea avea nevoie de o nouă legislație europeană în materie. Această legislație a fost aprobată de toate statele membre și, evident, de Parlamentul European. Există, deci, o mult mai mare implicare a noilor state membre în procesul de luare a deciziilor la nivel european decât gândesc unii cetățeni. Participanții la dezbaterea organizată de think tank-ul Friends of Europe au apreciat că schimbarea elitelor politice în instituțiile Uniunii Europene, odată cu alegerile europarlamentare ce vor avea loc în mai 2014, va fi o bună oportunitate ca europenii să-și redobândească încrederea în propriile lor forțe, în domenii precum economia, relațiile comerciale și diplomatice, dar și în cel al inovației științifice.